Bugetul, la o prima analiză pe care am făcut-o, este unul problematic și riscant. Se prevăd venituri care, după părerea mea, sunt supraevaluate. Pe de altă parte, se prevăd cheltuieli foarte mari. Există riscul real să se depășească deficitul de 3%. Nu putem să nu vedem că aici avem de a face cu o sumă extraordinar de mare la așa numitele credite de angajament. Sunt credite de angajament prevăzute în sumă de 54 de miliarde care vor apăsa asupra bugetelor din anii următori.